De fapt, cred că sunt multe activități pe care le facem deja. Aș aminti transmiterea serviciilor divine online. Este important ca să facem lucrul acesta, dar este foarte important să îl facem cât mai calitativ. Și în mod special aș menționa faptul că trebuie să ne adaptăm noi la limbajul și cultura celor din afară, nu doar să transmitem ceea ce se întâmplă în interiorul bisericilor noastre.